pastila de fizico. Determinarea rezistenței electrice. Rezistența electrică este mărimea fizică prin care se exprimă proprietatea unui conductor de a se opune trecerii curentului electric. Rezistența electrică este raportul constant dintre tensiunea aplicată la capetele conductorului și intensitatea curentului electric care trece prin acesta. Circuitul electric folosit pentru determinarea rezistenței electrice este format dintr-un generator, un rezistor a cărui rezistență vrem să o determinăm, un ampermetru pentru a măsura intensitatea curentului electric și un voltmetru pentru a măsura căderea de tensiune pe rezistor. Ampermetrul se montează în serie, iar voltmetrul se montează în paralel. Pentru a lucra acasă într-un laborator virtual, accesează site-ul educațional gratuit al Universității din Colorado Boulder. Calculăm rezistența electrică prin raportul celor două mărimi fizice măsurate, tensiunea electrică și intensitatea curentului electric. Unitatea de măsură pentru rezistența electrică este ohm. Este recomandat să se facă minim 3 măsurători, valoarea rezistenței electrice fiind media aritmetică a valorilor obținute. După ce ai terminat măsurătorile și calculele, poți să le treci într-un tabel. Eroarea absolută este modulul diferenței dintre valoarea medie și valorile individuale. Cu valorile pe care le ai obținut, poți trasa caracteristica curent-tensiune pentru rezistorul ales. Această dependență este una lineară ca în figură. Pentru determinarea rezistenței electrice a unui conductor trebuie să măsori intensitatea curentului electric prin rezistor cu ampermetrul montat în serie și tensiunea la capetele conductorului cu voltmetrul montat în paralel. Pentru calculul rezistenței electrice se împarte tensiunea electrică la intensitatea curentului electric.